Astăzi vom vorbi despre rutina corectă a unui ten sănătos. Să nu uitați că este important să nu ne culcăm machiate, da? Ne demachiem în fiecare seară, folosim creme potrivite vârstei și aplicăm factorul de protecție solară în fiecare zi, tot anul, da? Indiferent de anotimp. Însă, amănunte, vom afla de la doamna doctor Iulia Panțuru, medic dermatolog. Mă bucur să te revăd, Iulia. Știu că ești în măsură să ne spui pașii, rutina zilnică pe care ar trebui să o avem atunci când vine vorba despre îngrijirea tenului, pentru că vrem să avem un ten frumos și sănătos, indiferent de vârstă. Rutina de îngrijire zilnică implică 4 etape importante. Prima este cea de curățare, urmată de aplicarea produsului specific pentru patologia pe care o avem la nivelul feței sau produsului anti-aging, sub formă de ser sau fiole, hidratarea și etapa de fotoprotecție. Cum ne alegem produsele pentru îngrijirea zilnică și în ce ordine le folosim? Produsele pentru îngrijirea tenului se aleg de preferință împreună cu medicul dermatolog, în funcție de nevoile fiecărui ten în parte. Ordinea de aplicare este, în primul rând, etapa de curățare, apoi vom aplica serumurile sau fiolele, care pătrund în profunzime și au ingrediente active mult mai concentrate. Ulterior se aplică crema de hidratare, respectiv produsul de fotoprotecție. Și că vorbeam de produsul de fotoprotecție, de factor de protecție pe care ar trebui să-l folosim în fiecare zi a anului, nu doar vara, hai să ne înveți și aici cum îl alegem, cum îl aplicăm corect. Îl alegem în funcție de tipul de ten și de nevoile acestuia. Din nou, de preferință cu medicul dermatolog, recomand folosirea de produse dermatocosmetice din farmacie cu factor de protecție înalt și obligatoriu reaplicat din 2 în 2 ore, indiferent dacă este vară sau iarnă, dacă este senin sau înnorat.